Bine v-am regăsit la Super Pariuri, ne încălzim pentru weekend și vă propunem pentru această zi de încălzire un meci din Superliga noastră și un meci din Campionatul Franței. Un meci cu ceva tradiție, multă tradiție în Campionatul Franței. Destulă tradiție ar trebui să aibă și meciul din Superliga noastră. Universitatea Craiova-UTA, meci cu multă istorie, doar că acum știm bine care e situația Craiovelor, celor două echipe din Craiova. Nici pe la UTA lucrurile nu sunt foarte clare. E mai bine să nu pătrundem pe teritoriul acesta. Craiova e favorită. Va merge în play-off, asta e clar. UTA va merge în play-out și asta e clar. Craiova vine după două victorii la rând, două meciuri de 1-0, ambele rezolvate de Andrei Ivan. UTA vine după un 3-1 cu FCSB, ceea ce asigură o stare de spirit cât se poate de bună. De când a venit Eugen Neagoi la Craiova, goluri nu prea s-au dat. Craiova a avut un singur meci de 3+, altfel sunt 8 meciuri sub 2,5 goluri. Bun, Craiova e favorită. Noi mergem aici pe un pariu combinat. Luăm și o marjă de eroare, e totuși ultima partidă. Ne ducem pe echipele din rezultatele echipelor în Superliga în deplasare. Cele mai slabe echipe din Superliga în deplasare și o regăsim cu brio pe UTA pe ultimul loc sau invers, pe primul loc, dacă am întoarce clasamentul. UTA e cu doar 8 puncte luate în 14 deplasări, o singură victorie e acolo în coadă cu brio. Craiova e printre cele mai bune echipe pe teren propriu, 10 victorii din 14 meciuri, așa cum spuneam, 4 victorii la rând. Pariul nostru aici e un 1x, luăm o marjă de eroare tocmai pentru că ambele echipe sunt cu gândul la ceea ce urmează, Craiova play-out, UTA play-off. E bine să luăm această marjă de eroare. Adăugăm însă elementul golurilor, sub 2,5 goluri. Avem o cotă rezonabilă aici, 1,85. Putem încerca și 1 și sub 2,5 goluri. Aici cota ar fi ceva mai bună de 3,30. Până să ajungem în Franța la meciul dintre Lille și Lyon, așa cum vă spuneam, facem un popas în Italia. Spezia Inter joacă vineri ca să poată pregăti în tihnă meciul retur din Champions League de săptămâna cealaltă. Merge în deplasare pe terenul unei echipe, Spezia, care a câștigat un singur meci după Mondial, un meci din 12 și e pe locul 17. Inter a mai strâns distanța față de Napoli, erau 18 puncte, acum sunt 15 după eșecul celor de la Napoli pe teren propriu cu Lazio. E pe 2 Inter, cât mai speră la titlul la Scudetto în Serie A, probabil că mai deloc. Miza rămâne o calificare în Champions League și un parcurs onorabil în acest sezon de Champions League. Pariul aici e pe Inter. O să vedem imediat meciurile directe dintre cele două echipe de când Spezia a promovat în 2020. 4 victorii ale Interului cu cel puțin 2 goluri marcate și un singur rezultat de egalitate. Și aici tot cu 2 goluri marcate în meci însă. Mergem pe Inter. Victorie Inter așadar și peste 1,5 goluri. Cota acestui pariu este de 1,67. Și ajungem în sfârșit în Franța. Lille întâlnește pe Olympique Lyon. Lille e pe 6. Victoria acasă, eșecuri în deplasare sau egaluri. Cam așa arată Lille în acest sezon. Lyon e departe de tot de așteptări. Nici schimbarea de antrenor, venirea lui Laurent Blanc n-a adus acele îmbunătățiri pe care fanii lui Olympique Lyon le așteptau. Are o variantă Lyon de a merge în Europa în sezonul viitor și anume Cupa în Franța. În tur a fost 1-0 pentru Lyon pe teren propriu. Aici o să încercăm altceva în afară de rezultat. O să încercăm să variem puțin. Sunt tot felul de pariuri pe care le puteți găsi dincolo de rezultate. Cum ar fi cornerele? Vedem echipele cu cele mai multe cornere în acest, cu cea mai bună medie de cornere în acest sezon de Ligue 1. Lille și Lyon sunt acolo, Lens și PSG de asemenea. Lider e la distanță foarte mică, Olympique Marseille. Cota e
peste 5 și pentru unii și pentru ceilalți. Așa că dacă mergem pe asta, 5 plus 5, peste 9,5 cornere în meci, are și o cotă de 1,90.